România se află în mod oficial în vizorul lui Vladimir Putin. Guvernul de la Moscova a constituit lista cu țările neprietenoase la adresa Rusiei, așa cum comandase liderul de la Kremlin. Este vorba de statele care au impus sancțiuni după invazia din Ucraina. Fostul secretar de stat al SUA este de părere că poziția României în regiune, având în vedere războiul declanșat de președintele rus Vladimir Putin în Ucraina, este una foarte sensibilă, dificilă și periculoasă. Țara noastră are însă avantajul de a fi membră NATO, astfel încât ar beneficia de sprijinul statelor aliate dacă Federația Rusă își va extinde invazia militară, a spus fostul secretar de stat american într-un interviu oferit presei românești. Care-i problema? Și dacă acum... Dacă un nebun vine și îți spune că ești pe lista lui neagră și te amenință și aia, adică ce trebuie să faci? Să dai înapoi? Sau să ce faci? Ce să faci? Să dai înapoi? Nu trebuie să dai înapoi. Sub nicio formă și nu trebuie să-ți fie teamă. Frica, un război de cele mai multe ori se câștigă cu frică și cu teroare. Ori dacă oamenii se motivează și n-au frică și rezistă terorii, întotdeauna înving invadatorul, asta e clar. Indiferent, în toate războiile a fost așa. România ar fi pe lista neagră a lui Vladimir Putin. Ce părere aveți? Păi eu sper să nu fie acolo și dacă este, să nu fie ceva să acționeze împotriva țării. Să rămână tot în regulă, să fie liniștea. Guvernul Federației Ruse a aprobat luni o listă a statelor și teritoriilor străine care comit acțiuni neprietenoase împotriva Rusiei, a companiilor sale și a cetățenilor acesteia. Printre ele se află și România. Păi este pe lista neagră, că asta e situația. Deci americanii au venit prea târziu să ne ajute și pe noi, față de Germania, față de elea de la al doilea război mondial. Acum nu știu, dacă nu-l termină pe Putin, ne termină el pe noi. Dacă nu s-o trezi occidentalii, până nu e prea târziu, ne termină, suntem terminați. Asta e situația. Cu toate ăștia, tot armamentul care există acum pe granița de est, s-ar putea să nu ne mai ajute cu nimic. Asta e că ăla-i nebun acum. Ăla-i nebun, ăla trebuie să meargă până la capăt, dacă vrea să câștige. Nu mai dă înapoi. De dat înapoi nu, că era o vârstă, face vreo 70 de ani. Și vrea să vadă el cu ochii lui cum este un război, al treilea război ăsta. Nu o să ajungă. Nu o să fie probleme. Credeți că România nu este în pericol? Nu, eu așa cred. Orice țară care ajută Ucraina prin aerodromurile și aeroporturile sale pentru a ataca Rusia poate fi considerată drept o nouă parte din conflict, anunțată duminică un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării din Rusia. Declarațiile vin în contextul în care Polonia și România, țări învecinate cu Ucraina, sunt așteptate ajutoare militare din partea vestului, fără a fi specificat dacă acestea sunt făcute pe cale terestră sau aeriană.